Introducerile review-urilor îmi dau de fiecare dată bătăi de cap. Ce să zici astfel încât să nu te repezi la infinit? Te legi de performanță? Ai mai făcut-o și urmează să o faci în cuprinsul review-ului. Te legi de versiunile anterioare? Ai mai făcut-o. E greu, este foarte greu. La un moment dat este inevitabil să nu regăsești măcar o propoziție dintr-un clip din trecut. Păi și atunci ce faci? Inventezi, la fel cum se întâmplă în cazul de față. Nu mă refer la produs, ci la introducere. Introducerea e pe alocuri umplutură, dar produsul este relativ nou. Lansat la începutul lunii noiembrie, Fury Renegade este una din primele unități de stocare ale producătorului Kingston, destinate sistemelor de gaming și nu numai, fără a mai regăsi denumirea HyperX. În cazul în care ați uitat, la începutul anului 2021, HP anunțau că au achiziționat divizia de gaming HyperX de la Kingston. Sincer, după memoriile pe care le-am prezentat în nenumărate rânduri, gama Fury, dacă vă mai aduceți aminte de ele, mă așteptam să văd ceva și pe partea de stocare. Salut! Eu sunt Mădălin, iar această videoprezentare este dedicată unității de stocare tip SSD Kingston Fury Renegade de 2 Tera. Cum v-am obișnuit, review-urile dedicate unităților de stocare, indiferent că sunt ele SSD sau hard disk, sunt pe alocuri simple, cu o durată de vizionare mică, dar destul de consistente în ceea ce privesc datele tehnice, dar și rezultate ale testelor pe care le-am efectuat. Teste ce pot contrazice sau pot confirma specificațiile tehnice puse la dispoziție de producător. V-am zis eu că există măcar o propoziție sau o porțiune pe care o veți regăsi într-o prezentare precedentă. Fury Renegade de la Kingston are dimensiuni reduse și evident este compatibil cu orice placă de bază ce are în specificații standardul, cu ghilimele de rigoare, 2280. Mai pe românește spus, M2 cu dimensiune 80 de mm. Ce are diferit față de celelalte modele pe care le-am testat în trecut de la Kingston? Ei bine, Fury Renegade utilizează interfața PCI Express 4.0 ori 4, astfel oferind viteze de scriere-citire duble, poate chiar triple față de versiunile precedente. Kingston Fury Renegade folosește controllerul Phison E18, ce împreună cu memoriile 3D TLC Triple Level Cell și suportul oferit de PCI Express 4.0 poate genera, conform specificațiilor disponibile pe site-ul producătorului și în fișa tehnică a produsului, viteze de până la 7,3 giga citire și 6 giga scriere. În trecut spuneam că sunt curios dacă aceste valori sunt marketate sau nu. Tot testând produse de la Kingston, am realizat că nu. Nu este vorba de marketing la mijloc, ei livrând fără niciun fel de discuție ceea ce regăsim în comunicatele de presă sau pe site-ul lor în materie de specificații tehnice. Tot pe parte de specificații tehnice, Kingston ne promite pentru acest model până la 2 petabyte de informație scrisă și până la 1,800 milioane ore de funcționare, adică cam 75.000 de zile, adică 205 ani, și asta în condițiile în care avem și o garanție de 5 ani de zile oferită de producător. Impresionant, nu zic nu, dar să-l și testăm un pic, nu? Placa de bază prin intermediul căreia am testat modelul Fury Renegade este Asus ROG Strix Z690E Gaming Wi-Fi, ultimă generație, corect? Hai să urmărim împreună rezultatele testelor. Impresionant din nou, chiar da, prețul pentru un produs de ultimă generație cu așa capacitate este un pic justificat, dar cine va folosi acest tip de unitate de stocare? Kingston Fury Renegade poate fi parte integrantă a oricărui tip de sistem, gaming sau stație grafică. Gaming la vitezele astea? De ce nu? Timp de încărcare ai jocurilor mult mai mici, viteze de copiere foarte mari și să vă mai aduc aminte că un anumit provider de internet a lansat de curând un serviciu ce se numește 10 Gigabit? Ne întrebam la un moment dat ce unitate de stocare ar face față unui astfel de transfer. Ei bine, iată-o.
Kingston Fury Renegade este o unitate de stocare ce se încadrează în categoria de produse tip high-end. Aici punem punct video prezentării dedicate unității de stocare tip SSD Kingston Fury Renegade cu o capacitate de 2 Tera, disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.